Maramureșenii care au dorit să-și petreacă anul acesta sejurul în străinătate au ales în special țări din Europa, iar printre destinațiile preferate s-au numărat Grecia, Bulgaria sau Croația, la fel ca și în anii precedenți. Odată ce au fost introduse însă și curse directe spre alte continente, unii s-au aventurat și spre Africa sau Asia. Turiștii din Maramureș preferă în special Egiptul, pentru că avem plecare din Baia Mare, de asemenea Turcia este preferata lor, tot din Baia Mare, Grecia, cu plecare din Cluj, dacă doresc să călătorească cu avionul, de asemenea, Grecia este preferată și cu mașina personală sau cu autocarul, tot din Baia Mare. Apoi aleg Bulgaria cu mașina personală, Croația, Muntenegru a început să fie preferat. De o perioadă încoace avem destinații preferate de către turiști, care înainte erau mai puțin accesibile în sensul că erau cu mai multe scale, însă acum sunt destinații chartere directe către Maldive, către Zanzibar, către Kenya, către Maroc. Din cauza pandemiei de coronavirus, o parte dintre turiști au fost afectați din cauza măsurilor de restricție, care i-au surprins fie în timpul sejurului, fie înainte de a pleca în vacanță. De aceea a fost necesară o colaborare cât mai strânsă cu agențiile pentru ca maramureșenii să plece pregătiți cu toate documentele necesare în concediu. Anul 2020 și 2021 a fost o provocare, pot să spun, pentru agențiile de turism, pentru că ne-am confruntat cu situații neîntâlnite și neprevăzute, pentru care trebuia să luăm soluții imediate, să ajutăm turiștii să poată ajungă la destinație fără probleme. Au fost foarte multe restricții care se anunțau de pe o zi pe alta sau de la o săptămână la alta. Înainte, atunci când se făcea rezervarea, nu se cunoșteau acele restricții, iar când clientul trebuia să intre în sejur sau să înceapă călătoria, apăreau acele restricții pentru care trebuia să informăm din timp pe turiști și să își pregătească documentele solicitate. Unii turiști au simțit pe pielea lor cât de afectat a fost sectorul Horeca din cauza pandemiei de coronavirus, chiar și în străinătate. O parte dintre hoteluri, de exemplu, nu au mai reușit să ofere acelea standarde ca și în anii precedenți, din cauza lipsei de personal, a resurselor financiare necesare pentru unele investiții. Față de anii trecuți, am avut o serie de nemulțumiri din punct de vedere a faptului că oarecum standardul calitativ la anumite hoteluri la care unii chiar au fost de mai multe ori a scăzut și, într-adevăr, și dinși au înțeles că pandemia i-a afectat nu numai pe noi ca agenții de turism, pe clienți că n-au putut să călătorească în voie, ci și pe hotelieri care, într-adevăr, au suferit pagube, n-au putut să angajeze probabil suficient personal față de anii trecuți ca să ofere acele servicii la fel de calitative ca și în anii precedenți. Turiștii care călătoresc în Europa o pot face pe baza buletinului. Pentru țările din afara Uniunii Europene însă este necesar pașaportul, dar acesta trebuie să fie valabil 6 luni de la întoarcere. Este foarte important ca cei care pleacă peste hotare să verifice din timp dacă au toate documentele necesare și dacă ele vor fi valabile și la data sejurului.